vânzarea pastilelor de iod ia din nou aploare în România. Medicul Monica Pop susține că unii părinți au început să le administreze copiilor pastile fără recomandare medicală. La ce pericol îi expunem pe micuți? Doamna doctor, sunteți în legătură directă cu noi. Mulțumim pentru intervenție. Dumneavoastră, ați tras un semnal de alarmă. Din păcate, aș începe cu altceva, și anume cu faptul că, din păcate, românii nu au grijă de sănătatea lor. Asta e dată foarte clar. Sigur că au fost și împiedicați și în timpul pandemiei de a ajunge la un act medical, pentru că asta au gândit guvernanții să facă pentru țara asta, în care sunt 5 milioane de pacienți. Asta este realitatea. Dar atâta timp cât ei nici măcar nu citesc, să știți că am fost de față la farmacie când s-a întâmplat ceea ce vă spun. Și fiecare... Ce s-a întâmplat mai exact, doamna doctor? Imediat vă spun, fiecare solicitant pentru pastilele acelea de iod primesc o foaie A4, dacă vreți, așa, cu indicațiile. Ei nici nu le citesc, cred. Pentru că asta au spus. Una a spus că le-a pierdut, alta a spus că le-a dat copiilor să ia, alta a spus că a luat ea, că le-a luat ea. Deci fiecare niște lucruri haotice, pentru că este vorba de un... de inducerea unui dezechilibru hormonal dacă face așa ceva fără motiv. N-a fost niciun accident nuclear. A spus foarte clar domnul ministru, în cazul unuia. Deci, doamna doctor, dumneavoastră știți anumite cazuri de părinți care le-au dat copiilor aceste pastile cu iod sau au luat chiar părinții pastilele? Bineînțeles, și eu vă sfătuiesc să vorbiți cu o persoană, cu o vânzătoare de la farmacie. Acum, nu ați aflat dacă... aceste lucruri de la farmaciste? Că ar fi luat oamenii deja pastilele acestea? Am aflat de la farmaciste și de la faptul că eram acolo când a spus-o doamnă, așa. Deci nu e posibil așa ceva. Una a spus că i-a dat mamei, mama n-avea voie să ia, care avea 72 de ani sau ceva așa. Nici nu trebuia să ia. Dar asta vă spun. Și lucrurile astea se vor întâmpla de fiecare dată. Domnul ministru trebuia să aibă puțin mai mare grijă și să accentueze faptul că nu trebuie nimeni să le ia deocamdată, și că dacă, Doamne feriște, va apărea un accident nuclear, ceea ce e puțin probabil, dar sigur că e posibil orice, atunci de-abia, în câteva ore, să se administreze. În niciun caz, cuvântul profilaxie pentru unii oameni înseamnă să ia pastilele când le primesc. Și să știți că sunt multe situații de genul ăsta și mă bucur că v-ați gândit să vorbiți despre asta, pentru că nu-i vorba numai de pastile de iod, e vorba de orice. Sunt oameni care când aud un medicament se duc repede și îl cumpără și îl iau. Și unii își fac foarte, foarte mult rău cu asta. Iar mulțumesc. Cu astea, încă o dată, e un act criminal să dai copiilor așa ceva. Da, într-adevăr, aveți perfectă dreptate, doamna doctor, nu se dau aceste pastile preventiv, trebuie tras acest semnal de alarmă. Mulțumesc mult pentru că dumneavoastră ați tras acest semnal de alarmă la Antena 3.